Salut și bine v-am găsit la un nou episod cu Farmer's Life, jocul meu preferat din ultima vreme. Chiar dacă îl postez cam rar, să știți că e jocul meu preferat și tânjesc să-l joc și de-abia aștept să fac episoade cu el. De asta acum m-am hotărât să filmez un nou episod din Farmer's Life. Înainte de toate vreau să vă spun că apreciez foarte mult feedback-ul pe care mi l-ați lăsat la ultimele episoade. Înseamnă foarte mult pentru mine și asta mă motivează să postez zilnic sau săptămânal, ca asta, ca să mă spus că mai există zile în care nu postez nimica, însă imediat în ziua următoare mă revanșez cu câte 2-3 clipuri. Stați puțin că eu aveam un speech aici și... Ăsta mănâncă din sac? Să-i dau un șut în fund. Bun, hai că l-am debuguit. Vă ziceam că apreciez foarte mult feedback-ul vostru, înseamnă foarte mult pentru mine și haideți să-i dăm drumul la treabă, pentru că astăzi... ar trebui să pun niște mâncări aici, pentru că astăzi vreau să mă ocup de curte, vreau să fac curățenie în curte, vreau să tai iarba, vreau să strâng gunoaiele, vreau să fac cât mai multă treabă în curte la mine. Bine, dacă o să am nevoie să mă deplasez până în oraș, voi face și treaba asta, dar de fapt am nevoie să mă deplasez nu în oraș, ci la magazinul satului, la, cum îi spune, la marketul satului, pentru că am de vândut gunoaiele, bineînțeles. Am nevoie de niște mâncare la găini, așa că o să iau un sac de aici. Nu știu exact ce caută porcul ăsta aici, dar hai să zicem că nu-l bag în seamă. Sunt destul de multe bug-uri în ultima vreme, nu înțeleg din ce cauză, dar hai să trecem peste. Aveam și un felinar, da, sper să nu mi se mai bugească ca data trecută. Observ că e foarte mult lag în colțul ăsta, nu știu dacă din cauza fraierului ăstuia. Vină-mă încoa. Vină încoa că s-a făcut noapte și eu n-am apucat să fac nimica. Ia zi, care-i treaba? Uite, tot în colțul ăla să ducem un cavaș. Bun, hai să beau niște apică până în altă. Nu înțeleg de ce... De ce să duce-l doar în parte? A murit? Ah, nu, s-a pus să doarmă, ok. E bine. O să merg și eu în casă, pentru că vreau să mănânc ceva și... Ia să vedem, avem ceva de mâncare decât o fierte. Hai să băgăm un nou din ăsta fier, mai avem mere, e ok. Coasa, nu știu unde mi-am pus coasa, uite aici, aici avem coasa, o punem pe butonul al patrulea. Armele, o să-mi pun arma aici, împreună cu gloanțele, pentru că nu le folosesc acum și îmi ocupă inventarul degeaba. În rest, ranga, cred că îmi trebuie, nu, nici ranga nu-mi trebuie, o să pun aici. În rest, îmi trebuie toate lucrurile, îmi fac loc în inventar pentru că am nevoie să strâng gunoaiele, așa că... dar nu mai văd nimica dacă fac asta. Ia, pot să strâng gunoaiele dacă am asta în mână? Lampa? Da, hai să strângem gunoaiele cât putem acum, după care ne băgăm la somn și evident mâine începem într-adevăr munca, pentru că acum deja s-a întunecat până să fac eu toată treaba asta. Open. Am niște țiglă. Țigla asta ar merge pusă undeva. Așa sunt gunoaie, nu? Da, astea sunt gunoaie. Sau și niște albine dacă nu mă înșel. Sper să n-am viespăraie prin curte. Unde să pun eu? Cred că aici o să pun sigla, nu? Da, aici o să pun sigla. Aici am și bicicleta pe care o să folosesc ca să mă deplasez. Și aici am cealalt... Ok, hai să luăm și... Nu, de fapt hai să le pun și pe astea aici. Fitierul, de ce? Pot doar să iau din stag, nu să pun. Și atunci nu pot să dau drop. A, trebuie să le pun așa. De ce nu pot să le pun... Uite cum sunt astea. Bine, hai să le iau pe toate. Deci am mai pus să mă mișc. Vreau totuși să le pun pe undeva pe aici, nu vreau afară. Hai să le... Ia să le... Nu putem să le punem... Da, trebuie să le pun așa, frate, și nu-mi convine. Vreau să le... Stați așa. Da, să-mi aprind lampa. Hai să punem... Nu pot să pun aici? Drop. Pun pe banca asta. O aprind. Merge? Bun, e aprinsă. Și acum pot să pun sigla să și... What? Bă, am pus lampa aici, v-ați văzut? Deci am pus lampa aici. Bun. Am ap... Gata, și s-a buguit. Și s-a buguit! Deci urăsc jocul ăsta. Da, aici ar fi trebuit să-mi stea aprinsă, dar aparent s-a buguit. O să merg în casă să dorm. Merg mai încet pentru că am foarte multă țiglă la mine și când mă trezesc dimineața mă apuc de treabă, pentru că pentru neri nu prea pot să fac nimica. Pentru că mi se buguiește fucking lampa. Oare când o să rezolve și bug-uri ăștia ca să nu mă mai enervez în timp ce filmez?
să filmezi și eu în liniște, în pace și poate și niște iubire. În continuare, am încă statusul ascuns acolo, am uitat să modific webcam-ul, uite de fiecare dată, am mai făcut asta și în episodul trecut, dar oricum vedeți cât de cât care e statusul meu. Acum că s-a făcut dimineața și că avem lumină, o să mă duc să beau o gură de apică. Uite, cred că se pune zăpada, fii atent. Beau repede o gură de apică. Se pune zăpada și eu încă n-am făcut curățenie. Dacă vine pe urmă zăpada, nu vreau să mai am cum să fac curățenie. Așa că mă grăbesc repede să pun țigla undeva. Hai, mergi mai repede, te rog, te rog. O să pun toată țigla asta, uite aici. Uite aici o să pun. În partea asta. De ce nu vrei să-mi pui pe toată? Îmi pui placă cu placă, ești prost? A, nu cred că îmi faci asta. Păi ești prost, îmi pune placă cu placă. What? Deci uitați-vă câte buguri are jocul ăsta. Jocul ăsta preferat, dar aparent puțin infect. Uite și tu. Lampa n-am putut să o pun, ăștia trebuie să iau. Mai pune și ploaia. Uite și tu ce-mi faci. Bro, vreau să le iau pe toate. Fai de cap. Cauți așa. Și nici nu pot să mă mișc cu ele în inventar să-mi fac treaba până nu se pune ploaia. Na, asta facem pe tot episodul. Punem țiglă. Se mai și mișcă, știi, puțin îmi cauzează niște lag. Hai să mai facem un stack lângă că presim că nu o să fie în regulă. Da, uite, deja s-a buguit aia de dedesubt. De ce nu mă lași, mă, să le pun pe toate, mâncați așa? Domnii de la Farmer's Life, what is this? Eu uite, mă știu. I won't drop all of them, but I can do this right now. I have to take one by one to drop, sorry. One by one, one by one. 5, uite, știu, un bloc să fac curățenie, mi-a luat 2 ore doar să fac treaba asta, 2 ore în joc. Uite-te și tu. Uită-te și tu că nebunesc. Uită-te și tu că în sfârșit am terminat. Bun. Punem coasta și începem să facem curățenie. Nu știu exact ce fac cu iarba aia din inventar, pe unde pot să o vând sau ce să fac cu ea, dar vreau să cosesc prin curte, că au crescut burienile peste mine. Bine, sunt curios cât de repede o să crească înapoi burienile astea. Eu sper să nu crească foarte repede, pentru că vreau să am curățenie în curte. Vreau să strâng gunoaiele, vreau să tai toată iarba, vreau să fie, uite, boschetele astea, spre exemplu, vreau să-l tai. Bun, nu tai boschetele astea? Păi și boschetele astea? Mama lui, că eu pe asta vreau să-l dau. Ce dracu' ăsta? Ficus? Ok, bine, hai să trecem mai departe. Și cred eu că din toate gunoaiele astea pe care le-am în curte o să iau foarte mulți bani. Am și niște surcele pe care pot să le strâng și să le vând sau să le bag pe foc, depinde de situație. Uite cât de frumos ar arăta curtea așa și nici n-ar mai fi lag atât de mare pentru că n-ar mai fi texturi inutile. Bun. Aici. Bun. Asta pot să-l iau? Ia să vedem. Dacă ascund asta, pot să iau bucata asta de gar? Nu. Aparent, nici roțile astea nu le pot lua? Nu pot, ok, bine. Dă-mi iarba pe lângă atunci. Deci nu pot să fac chiar toată curățenia pe care mi-o doresc. More grass for hay, ok. J. Ce e cu hay-ul ăsta? Aveam ceva task și l-am făcut fără să-mi dau seama. Maybe because it's so cold, so don't stock, ok. Da, nu mă interesează, asta trebuie să fac tractorul. Mai am nevoie de roata din față pe care va trebui să o cumpăr. Niște task-uri. Dar nu înțeleg ce task am făcut, că am apăsat pe J și... În fine. Eu doar mi-am făcut curățenie, nu tindeam să fac vreun task anume. Ok. Bun. Bă, arată bine. Hai că arată, adică arată mult mai bine decât cum era înainte. Stai și iarba asta de pe lângă gard. Va trebui cumva să golesc iarba asta undeva, pentru că... Bă, deci nu spune că mi-a crescut iarba la loc aici unde am tăiat, că nebunesc. Nu, n-a crescut. Bun, ce fac eu cu iarba asta? Pot să o vând? Cows and horses. A, vacile și cai iubesc asta.
Da, dar eu nu vreau. Hai să ne teleportăm totuși la magazin. Dar nu cred că pot să mă teleportez în stadiul ăsta în care sunt. Nu, că sunt prea... Sunt prea gras. Hai să lăsăm din iarba asta aici. Bro, deci nu mai mi-apare ăla să-mi selectez eu cât vreau să iau. Dacă vă vine să credeți, ia să-i dau un save. Și acum să-i dau un... report a bug. Nu mai raportez că... Bun, și acum ar trebui să ieși și să intru iar, așa că îmi cer scuze. Bun, hai că am dat restart, să vedem dacă acum pot să arunc mai multă iarbă jos. Nu pot să arunc acum. Ia, shift. A, și mi-a pus mai mult, ok, dar nu a pus să selectez. Acum pot să mă teleportez? Nu pot, nici acum. Va trebui să mai fac încă o grămadă, ok. Să facem încă o grămadă, 35. Bun, acum pot să mă teleportez, acum cred că pot. Mergem la magazin să vindem ce avem prin inventar. Da, apare m-am teleportat în propria mea fermă. Bun, mergem la magazin, o folosesc încă teleportul pentru că e o metodă mult mai ușoară de a ajunge la magazin și apa... Cred că ați văzut și voi bug-ul ăsta, nu? Mamă, coaie, câte bug-uri nesimțite sunt. Let us trade. Nu, ăsta nu vreau nimica de la el. Cred că de la următorul. Ați văzut bug? Wow. Bun. 150. Unde vând eu iarba asta? Ia la asta. Aici, cât îmi dă pe ea? Mamă, îmi dă puțin, dar măcar scap de ea, nu? Hai să iau și pe cealaltă, repede. Că așa facem astăzi, pac, ne teleportăm colo, ne întoarcem înapoi, ne teleportăm colo, ne întoarcem înapoi, pentru că vreau să fac curățenie. Să vedem, mai avem ceva pe aici, capra asta nu pot să iau, nu pot. Astea? Nu pot să le iau, ok, să aparent îmi trebuie. Hai să luăm astea. Bun. Pot să le iau pe toate în inventar? Da, pot, bun. Niște mere? Anis pe... Au degerat fructele mele, fac. Ori nu e timpul acum. Nu, cred că am ratat recolta, frate. Cred că am ratat recolta, ce prost sunt. Ia să, aici mi-a rămas până am tăiat și iarba? A, mi-a dispărut gardul sau cum? Sau nu, unde era? Aici era cu gard. Hai mă că mi-a rămas, nu mi-au crescut. Dar nu pot să iau burenile astea două de amine caz. Opa, ce scria? Soil state barren, nefertil 100%. Ok, bun, ne mergem înapoi la marketplace, vindem și iarba asta. Credem că astăzi facem bani mulți, astăzi facem bani căcălău. Sper să nu mai iasă la bătaie. Trebuie să mănânc ceva neapărat, că mor de foame. Gata, sunt bine. Vând iar. Ăsta vrea să ne bătem cumva? Că aș vrea să îl lutez, nu vrea? Bine, dacă nu vrei. Dacă ești pașnic, atunci te înțeleg. Domne, mai am niște din astea, vedem. Îmi dai ceva pe ea? Mamă, 140 sunt om, ești nebun. Mamă, câți bani am. 1000, 656, am exagerat, scuze. Bun, mergem înapoi. Mai facem curățenie, mai mergem la market, Asta facem astăzi. Fix asta facem astăzi. Gunoi. Niște blăni. Stai că ne întoarcem pe urmă aici să luăm gunoile. Blănile astea să le vând doare, se vând la magazin? Planks, cred că astea la sawmill le vând, nu? Ia să pot să mă teleportez la sawmill? Da. Da, pentru că l-am descoperit data trecută, cei de care n-ați văzut episodul, l-aveți pe canal, puteți să-l căutați. Merg direct la sawmill, să văd dacă e cineva să mai ia și pe mine în primire. Că pe băieții ăștia nici data trecută nu i-am întâlnit. Salut. Bă, cu aia e 5. De ce nu e nimeni aici? Unde-s băieții ăștia? Să vin mai pe zi, e prea târziu acum oare? Păi ești nebun? Păi fii atent cum facem, le las aici și vin mâine și le spun despre ce este vorba. Nu, vreau să le iau pe toate, bineînțeles. Așa. Și le las aici și vin mâine și le spun despre ce este vorba și le vând. Înapoi la fermă, mai facem curățenie până nu se întunecă. O, trebuie să beau apă neapărat. Fuck! Până ajung la fântână o să mor. Stai să și mănânc repede. Bag un măr, că s-am dat și niște... Mă calmează și de sete mărul. Bun, mergem să bem apică.
Repede, repede. Trebuie să mai înfierb și niște ouă la un moment dat. Gata, băgăm apică. Să se umple statusul ca să nu murim. Bun, hai să mai facem niște curățenie. Pe lângă casă, în primul rând. Că asta e cel mai important. Și pe cea pe lângă, cred că o să pot să cultiv eu absolut orice vreau pe lângă casă. Nu neapărat pe terenul acela de acolo. Pot să cultiv și pe aici. Dacă am loc și mi se îndemână... Da, hai să scăpăm de textura asta. Poate mai scăpăm și de lag. Odată cu textura. Bun. Bun. Și tai iarba, după care fac stacuri din alea mari, le las aici și le vând pe rând mâine. Bănuiesc acum deja se întunecă și nu o să am lumină, din păcate. Bun. Așa. Ia, asta pot să iau de pe casă? Nu pot să iau. Aici? Am luat-o. Fuck, n-am vrut! Ați văzut? Am dat cu coasa în el și a sărit puțin sânge. N-am vrut. Scuză-mă, Piggy. A, ce am aici? Am lemne și aici, nu? A, uite câte lemne am, sunt bogat. Sunt bogat, dacă le vând și pe astea, dar le țin că poate mai construiesc ceva pe viitor. Le vând doar pe alea pe care le am acolo. Vreau să fac bani mulți, mă. Să fac bani mulți, să îmi iau și vaci, și cai, și de toate. Uite ce aici. Mai merge câte ceasul? E ora 8. Mai merge așa. A, uite că fulgeră. Îmi luminează terenul, deci e ok. Bun. Bă, știți ce ar merge acum? Ar merge o supică din asta. Așa înainte de culcare merge o supică. Ia, o, avem și noi. O, gg. Gg. Bun. Avem și o, că le-am dat să mănânce și când le dai să mănânce... Îți fac ouțe, uite câte patru fac. Perfect. Astea văd că nu vor să le mănânce, o să le iau și o să le vând mâine, nicio problemă. Aparent sunt doar pentru cai și pentru vaci, așa că o să le vindem mâine. Mergem în casă, băgăm un pui de somn, avem statusurile full, deci în regulă putem să dormim liniștiți că nu ni se face foame în somn. Ne trezim la 7 și ne continuăm treaba. Sper să nu se schimbe anotimpul, că asta m-ar încurca puțin. 4 ore, hai mă. România, trezește-te! Sunt atâtea de făcut. Hai. Bun. Se făcu lumină. Mai avem de mâncare, avem și niște ouă. Putem pune la fiert ouăle astea să ne mai avem apică aici? Nu mai avem apică. Cum iau... ce anotimp este ăsta, mă, afară? Unde mi-e găleata? Aveam o găleată și nu știu unde. O am aici? Da, am aici găleata. Mă duc să iau niște apică. O să o pun și în mână, eventual? Da. Mă duc să pun niște apică acolo, pentru că vreau să fierb niște ouă. Haide. Bun. Să pun niște apică pe plită. Use. 5. Mă duc să mai iau. Mă duc să mai iau că vreau să-mi fierb multe ouă. Poate îmi fac și o supică dacă am cu ce. Aș băga o găină de asta, sincer... La oală. Aș lăsa plita să meargă așa în scârbă și aș băga o găină la oală, dar îmi pare rău de ele. Simt așa că aici trebuie să fac, nu? Da. Bun. Hai să vedem ce putem noi să mai gătim. Păi. Ciorbă nu putem să facem doar ouă fierte. Dar dacă iau eu morcov și cu ceapă, mamă, și îmi trebuie și carne să fac supa aia. Niște... carne, pur și simplu așa, nu, niște pește, dar îmi trebuie unt. Ca să fac potato mash și îmi trebuie 10 cartofi, asta îmi trebuie și pentru misiune, by the way. Cafea. Și așa la... Și așa la rece, ce pot să fac? Sandwich, dar n-am unt. Cam nimic. Și, a, uite, pot să fac unt. Am lapte. A, am lapte, pot să-mi fac un singur? Wow, tare. Facem unt. Cât lapte am oare? De m-a lăsat, ia să vedem. Unde laptele? A, înseamnă că decât două am avut de lapte, nu? Da, înseamnă că decât atât am avut. Deci ar fi bună o vacă că aș putea să-mi fac singur unt pe viitor. Foarte bine de reținut. Haide mă. Am luat unt. Mamă, 10 de unt? Wow, să vezi acum găteala dracu. Sandvișuri, adică. Să vezi găteala dracu sandvișuri. Da, sandvișuri o să fac, că n-am altă variantă. L-am luat.
Bun. Încă un sandwich, că ne permitem. Avem buget de sandwich. Bun. Nu mai avem pâine, din păcate. Astea. Putem să și gătim ceva cu acel unt? Am putea să facem... Oh, oh, gata, perfect, asta facem. Fii atent aici. Fii atent. Fii atent că facem ouă. Scramble eggs. Ouă bătute, practic. Un fel de omletă țărănească. Omletă țărănească facem. Bam. Mai putem să facem? Mai putem, că mai avem. Ia, cum arată omleta țărănească? Am, eu punem pot din ăsta. Wow, ce tare. Ce tare, uite că... Îmi punem borcanel, practic. Puh! Mă uitam la borcanelul... Mă uitam la borcanelul pizdi. Gata, și acum pot să mai fac încă o porție. Repede. Am trebuie două deja, ok, n-am decât unul. Bun, fuck it. Bun, bun, mi ajunge mâncare. Am mere, am niște ouă fierte, e ok. Poate da, chiar puteam să mai fierb niște ouă. Că încă mai am foc. Să profit de ocazie. Și aici... Niște ouă, perfect, gătim la toate ochiurile, că pentru că suntem niște master chef. A, nu mai avem ouă, bun. Le iau pe astea să nu se ardă. Astea le închidem. Bun, închidem și aici, ok. Bun, și aici? A, sunt gata, ok. Nu am fost atent, vedeți, dacă nu sunt atent, era să le ar și pe astea. Bun, păi hai să bag untul în cămară și ne continuăm curățenia. Pe toate... O ăsta să le iau la mine, îl iau la mine, că nu consumă mult, nu ocupă mult. Găleata asta o las aici când mai îmi trebuie și hai să mergem să mai facem nițică treabă, că iar se întunecă, parcă văd. A, trebuia să merg la sawmill să vând. Fac, ia să dacă îi găsim pe domnul sau e deja târziu. Sper să nu, sper să nu, sper să nu. E 11, ar trebui să-i găsesc aici pe domn. Ia uite, mă! Sănătate și... Bă, să nu fi luat blânile de aici. Sănătate, șefu! Trească, șefu! Gata. Ce faceți, domne? Bine, sănătos? Ce-mi place căciula dumneavoastră pe care o purtați vara? Să vrea vodka ca și șpagă. Can I help? Ia, ce vrea asta? One for your belly, aur, uite, când așa. Și ce vrea asta? Few pennies for bread and butter. Vrea pennies. Ok. Aș vrea să vă vând niște lemne, cât îmi dați pe ele. Du-te! Mi-a dat 500... Păi îi mai aduc, frate, îi mai aduc că mai am. Îi mai fucking aduc, ești nebun. Stai să iau și eu două sticle de vodka. Bine, că le-am mai smeș și să-i și dau una cadou. Să ne împrietenim, să-mi facă prețuri bune. Tu, ce-mi vinzi, ia? A, tot așa, vinde și ăsta, nu? Păi, hai să-i dau și ăstea ceva să ne împrietenim. Bam! Și ia să vedem. Ăsta nu mai vrea nimic, ok, e ok. Ia mă, vrea să ne bătem? A, deci dacă îi dau alcool mult, putem să ne și bătem. Bă, păi fii atent că ăsta m-a convins. Mi-a dat bani multicei. Poți să-i vând și iarba? Nu, pă, nu? Nu, că n-ai ce să facă cu ea. Și mai am ceva în inventar? Da, am. Mergem direct la market. Le mar... Mamă, sunt prea greu. Trebuie să lași ceva aici. Mi-a dat niște bucate de carne. Hai să mâncăm... Așa, sunt ouă fierte? Da. Mâncăm un nou și bem o sticlă de apă. Deși apa avea undeva la fântână. Așa, n-au fântână, n-au. Pot acum? Nu pot. Ce aș putea să las aici? Aș putea să mai bag un nou? Încă unul? Încă unul? Încă unul? Gata, acum pot să călătoresc în siguranță. Yep! Am rezolvat! Haide, 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 haide. Dar sunetul ăsta nu-l dăm și noi mai tare? De fapt, stai că l-am dat mai încet când fulgera și acum iar fulgeră. Hai la un 55. Fie! Fie, hai să vinem repede ce avem acolo de vândut. Bă, fii atent că uite cum să fac bani. Hai mă, vrei să ne bătem? Dă timp. Nu vrei? Bine, dacă nu vrei. Eu aș vrea să mă bat cu el. Mă simt în stare, nu m-am mai bătut de câteva zile. 140. 96. Fii atent că îmi dă mai mult pe... Ăsta. Stai așa, ce i-am vândut eu? Stray sau? Stai că nu știu ce i-am vândut. Hai mă. Mamă, am 1600! Frățioare!
Mamă, câți bani fac. Și la ce îmi dăduse misiune? Să îmi dăduse niște carne. Să eu fac cum carne asta, că nu mai știu. Stai să iau gunoile astea până în alta, poate mai apuc să mai vând ceva. Le iau și pe astea. Fie din când m-am pus pe făcut bani de nu-mi cumpăr eu la cai și la vaci. Stai să vezi. Ia și gunoile astea. Cât am până acum? 50. Bă, nu cred că pot să car mai mult de atâta. Mergem să le vindem. Fii atent cum să fac banii. Așa se fac banii în Farmer's Life. Asta merge pusă în titlu, dar n-aș vrea să clickbaituiesc. Clickbaituiesc pe spatele vostru. Ia să vedem. A, nu ăsta, mă, du-te-mă în pizda, mă, ticăm de la tine, vreau. Ia zi, tati. Cât dai? 150. Nu pot oare să tai iarba de pe aici și să o vând? Aba, dar fii atent că pot să o tai de aici și să o vând ăstuia. Îi cosesc în față și iau și bani pe ea. Ia, să vezi și-l fraieresc. Îi cosesc iarba din față. Și iau și bani pe ea. Ca să vezi cum îmi bag joc de el. Bine, cumva iau banii pe care mi se cuvin, că îi fac curățenie în față. Uite ce frumos. Deși curățenia trebuia făcută la mine, în fermă. Dar hai că treacă meargă. Bun. Salut, vrei să-ți vând niște iarbă? Am niște iarbă. A, și fii atent că iarba aia pe care am lăsat-o eu afară s-a transformat în fân până a doua zi. Cred. Uite, o să mă uit pe episod că sunt curios. Am avut niște iarbă înăuntru și mi se pare mie că am lăsat-o afară sau o aveam direct... Man! N-am vrut să te rănesc. Man! Hei! Scuze, n-am vrut să dau în tine. Hei, scuze! Iau ce fuge. Coai, n-am vrut să dau în tine. Mane! Mane! We are friends! Suntem prieteni! Mamă, poate să duce și dă într-o mină de aia. Man, suntem prieteni! Mane! Îmi cer scuze! Deci dacă te oprești, te sug. Jur că te sug dacă te oprești. Te sug, Mane, te sug. Mane, please. Mane, te mănâncă porcii! Mă, sunt curios unde fuge. Unde fuge oare? Unde fugi tu oare? Ia uite-te și la el. Unde fugi, Mane? Uitați-vă la el. Bă, unde o fugim, mă, mâncați așa? Uite-l și tu, mă, ce nebun e. Bă, om nebun. Bă, dar n-am vrut, mă, să-l lovesc cu coasa, jur, vreau să-i vând ceva și acum a plecat și nu mai am cui să-i vând, nu? Ia să vedem, poate a revenit. Poate încă un bug și a revenit, ia să vedem. Dar nu e că e noapte oricum. Uite, m-a plecat prostul cu aia. Păi știi cum facem? Îi las astea aici și le vând mâine. Las aici. Și vin mâine și le vând. Și acum hai acasă, bem niște apică și vedem ce mai facem. Cred că o să dormim cel mai sigur. Bă, dar cine caz mie că l-am atins din greșeală, jur. Dar eu sunt curios dacă pot să-i dau cu coasa lui ăla care se tola de mine. Să-i dau așa două baba strici. Ia lăsați-mi în comentarii dacă vreți în următorul episod să-i dau cu coasa, să încerc să dau cu coasa în el. Eu sunt curios să văd ce se întâmplă. Voi sunteți? Îi dăm cu coasa pe spinare data viitoare? Mamă, chiar sunt curios. Mamă, ce m-am speriat. Chiar sunt curios să vedem dacă pot să-i încarc două, trei coase așa pe spinare și să scap de el. Hei, vine iarna? Am nevoie de lemne cu să-i fie friguț. A venit iarna deja? Nu. N-a venit iarna, că eu mai am de făcut treabă pe aici, ce aveți? Nu, îmi spune că... Coaia, au crescut flori. Să erau de dinainte florile astea? Că nu mi-aduc aminte.
Nu, no, dar cât îmi ia să fac curățenie. Asta e viță aici, nu? A, mi-e foame. Hai să bag, ce să bag? Un sandwich. De e mult mă de făcut curățenie aici. Neapărat să-mi iau, nu știu, o cositoare, ceva. După ce fac tractorul, să văd dacă găsesc o cositoare prin sat. Bun. Păi hai că arată cât de cât bine, măcar pe lângă casă am făcut. Că mă mâncau dracu șerpii. Acum pare să fie mai ok. Am și o făr pe lângă casă acum, parcă e altă viață, nu? Iau ce frumos. Ce frumos arată acum. Luăm o găleată de apă. Hai să dăm una pe gât. Și hai să mai vindem câteva lucruri și să vedem dacă mai e individul acolo, vânzătorul. Sau chiar a plecat definitiv. Ar fi trist să fi plecat definitiv. Ia să vedem, putem să luăm și noi ceva din pomii ăștia? Ah! Nu, pe nou, cred că am ratat, sigur am ratat una dintre recoltele de mere. Sigur, sigur. Sigur, sigur am ratat. Mai am niște gunoi în partea asta. Câte am până acum? A, nu cred că pot să le mai car și pe astea. Din păcate. Sau pot? Nu, 74, nu pot. Dar am dus ăștia niște carne. Hai să vedem ce pot să fac cu carnea. Că mi-au dat o să le prepar ceva mâncare. Nu mai știu exact. Sincer. Că nu am fost atent la task. Adică nu i-am dat importanță. Fii atent. Hai să-mi pun eu carnea asta aici. Da, dar oricum nu pot să mă teleportez nici așa. Hai să vedem ce aș putea eu să gătesc cu acea carne. Ce-mi ceru să răiei? Fried meat, nu. Îmi ceru să ră ceva de mâncare, dar nu știu ce. Ceva cu penis. Dar nu mai știu ce anume din penis. Nu pot să văd doar task-urile pe... A, uite aici. Asta e task-ul. Îmi trebuie pâine și unt. Și trebuie să-i fac niște sandvișuri. Niște sandvișuri cu pâine și unt. Le facem, dar nu acum. Facem, gata. Easy. Și ce mai putem să facem pe ceea? Ce task-uri mai avem? Delivery, hey. Trebuie să livrez, hai, lui Filip. Păi pot să cumpăr, dar nu știu cine e Filip. E unul dintre ei de acolo, de sus, de la Sawmill, cred, nu? Hai să pot să mă, nu pot să mă teleportez, că sunt prea greu. Hai să mai las încă mare din mâncare, că nu trebuie chiar atâtea ouă. 70. Ce aș putea să mai las? Pot să las și omleta asta. Pot să las și merele. Și tot nu e de ajuns. Și pot să las și apa. Pot să las... Nu, că se mișură oricum mă ajută. Nu, trebuie să mai las din... Din iarba asta, dar oare dacă las iarba asta aici, așa cum am zis eu, ia să vedem. No. Cu tabula sau cu ce? Mai avem decât 14, dar ce ocupă gunoile astea, bun. Hai să vedem la market dacă a venit ăla. Și să văd dacă m-ai supărat, că n-am vrut să dau, jur că am dat din greșeală asta de mai. Ai, te-ar mă că a venit! Prietenul meu, bă, tati, scuze-mă, tati, că n-am vrut, bă, trească familia ta, mă jur că n-am vrut, să nu fi supărat, că n-am vrut, jur. Așa, trebuie să fim prieteni, hai să-ți vând ceva, să-ți vând căvă și ție. Ia uite, ți-am făcut curățenie, ți-am și împachetat-o, trebuie să-mi dai doar banii pe aia, ca și cum ar fi a mea. Frumos, avem 2000 de lei în acest moment, sau de ruble, cum vreți să-i spuneți, eu zic lei. Mi se pare așa mai autentic. Gunoaiele, că luăm pe ele. Frumos, 150. Păi ce să zic? Putem să facem bani foarte ușor. Ăsta vrea să ne bătem? Atât! Așa încheiem episodul. Țapă. Patru bucăți am dat. Îmi mai dau două și e mort. Pișapel. Hai mă, dă-i și tu. Fraiere. Ia-o! O bucăți? Câte ori acu să-i mai dau? I-am dat o bucăți.
Aie! Easy peasy, motherfucker! Dă niște vodka. Așa. Să mai dau la băieții ăștia să mă împrietenesc cu ei. După ăsta vreau să mă împrietenesc, că vreau să iau animale de la el pe viitor. Trebuie să mă împrietenesc cu el. Ia, ce mai am în inventar? Mai am o bere. Berea asta o vând la magazin. Așa, măi, fraiere. Data viitoare poate îți dau cu coasa. Dacă vor băieții, data viitoare îți dau cu coasa în cap. Să-i vând o bere la doamnă. Nu-mi trebuie nimic ca să rămână. O pâine, dacă vreți să-mi dați. Bine, hai, dați-mi o pâine. Mai las și pentru restul clienților, pentru că eu mă gândesc și la vecinii mei. Ce faci, mă? Gata, te-ai liniștit? Nu ne mai bătem? Treaba ta, eu aș fi vrut să mă mai bat cu tine. Îmi trebuia pâine și unt, nu? Da, să-i iau și niște unt. Niște unt, de fapt... Ce-mi trebuia? Ia, stați puțin. Delivery, hey, nu asta. Pâine și unt trebuie să-i duc, ok. Unt, cât îmi trebuie? 3 de unt. Păi și n-am acasă unt, că parcă aveam încă mars. A, trebuie să am la mine, ok. Hai acasă. Luăm untul. Acasă luăm untul. Opa. Lăguleanu, Luleanu, Luleanu, Lăguleanu, Luleanu, Luleanu. Bun. Nu, că-s cu tearba pe aici? Nu, în continuare e frumos. Am îi pace. Bun. Hai să luăm unt, câte a zis? 2, nu? Nu, 3 parcă. Task completed. Și acum ar trebui să duc astea. Trebuie să fac sandwich-uri acum, nu? Să fac sandwich-uri și să-i duc căluia. Câte sandwich-uri? 4. Cred. A, trebuie să tai pâinea în felii, ok. Tem felii pâinea. O luăm. Și hai să facem sandwich-uri pentru băieții ăștia. Cât îmi trebuiau? 4, cred că nu. Bă, da, eu fac, dar trebuie să le fac eu sau să le duc gata făcute? A, trebuie să am eu 4 sandwich-uri să le duc, 4 felii de pâine și un cooked ham. Ok, mamă, dacă te vor. Hai că n-au pretenții. Facem un sandwich. Acum trebuie să am niște felii din astea la mine. Ok. Vreo 4. Oh, trebuie să mănânc și eu, nu? Da, băgăm... Nu știu ce dracu să mănânc. Hai să iau niște mere de aici. Mere ca să-mi ia și din sete. Bun. Stați să vedem ce mai trebuie la task-ul ăsta. Cooked ham. Mi se pare că am și din ăsta, nu? A, nu mai am cooked ham. O să iau în plus ca să fac. Hai să vedem cu ce se face, ce-mi trebuia. Aici se face sigur. Cooked ham. Trebuie doar să dau drumul la foc. E simplu. Easy. Foarte easy. Bun. Easy peasy. Gata. Și cred că pot să le și livrez acum. Take off. A, e sandwich-ul gata. Sandwich-ul. Hai să mai fac sandwich-ul pentru mine dacă tot stau degeaba aici. Mai pot să fac, cred că, vreo 2 sandwich-uri. Bam, l-am făcut și... Am. A, stai că mai pot să mai fac sandwich-uri. Cine ar fi crezut? Dar atenție că trebuie să păstrez și 4 bucăți de șuncă. Hai că am păstrat. Bam. Ăsta nu e gata, ăsta nu e gata. Cam cât timp? În 5 secunde aici și 18 aici. Bun, stai că se cam dusese focul. Haide, haide, haide. Bun, am luat carnea. Și încă 10 secunde, hai să închidem aici. Poate să mărește cu puțin tirajul în partea asta. Și 3, cu 2, cu 1, take off, now! Bun. Avem totul? Avem totul. Acum ar trebui doar să merg să le livrez, nu? Lui Ludwig ăsta. Bun, hai să mergem la ei, dacă nu-i prea târziu. Cât e ceasul? Hai că e bine, nu-i târziu. Hai să mergem la ei. Să le livrez, să vedem ce recompensă îmi dă. Ne împrietenim sau îmi și dă ceva? Să trăiți! Lua ăsta primul, parcă trebuia să-i dau, nu? Ăsta e Ludwig, ia să vedem. Ăsta e Ludwig, ăsta e Ludwig. I have something for you. Cu el, le-a luat și a plecat, pe bune? Băi, ești nesimțit? Și nu mi-a dat nimica?
Bă, e imposibil. A plecat și nu mi-a dat nicio recompensă. Sau doar m-am împrietenit cu el și atât. Fuck! Am ajutat pe gratis? Eu sunt român, nu fac așa ceva. Eu ajut doar dacă am ceva de câștigat. Ia să văd, că lăsasem și niște... Ăsta aici. Mi s-a făcut în... Nu s-a făcut tot așa. Tot cat grassy. Păi și cum îl fac? Cum îl transform în hai? În pai, nu lăsându-l afară? Apare nu. Hai să-mi facem niște curățenii atunci. Că altceva... Ce să facem? Ah, apare și asta care pare uscată, tot nu mi-o dă gen paie. Poate că mâine o să fie gata paie? Ce ziceți? Mă bag să iau și pe asta din față de aici. Bun. Vreau neapărat, hai, dacă nu o să cumpăr și asta e, cumpăr și îl livrez pe la cumpărat și tot fac task-ul. Bun. Bun. Și bun. Mai e ceva pe aici, nu? Păi dacă tot am ajuns, hai să luăm și o guricică de apă. Câte ceasul e? 19. Bun, am luat și apică. Băgăm, ce să... Hai să băgăm un măr. Bun. Mai avem ceva de cosit pe aici. Am niște bucăți din astea de... Niște surcele. Nu știu exact ce fac cu ele. Asta nu pot, nu? Cred că astea pot să le vând la magazin, nu? Altceva nu prea am ce să fac cu ele, că nu-mi trebuie. Hai să luăm și iarba din partea asta. Să facem frumușanu. Așa. Dar mie mi-a plăcut foarte mult ideea că pot să cosesc acolo, în fața vânzătorilor, comercianților și pot să iau banii pe munca pe care o depun. Mi se pare foarte tare. Bun. Poate înțep și roata la tractor, că pe la l-am speriat de speriat. Cred că am inventarul full, nu? 49. Ah, hai că mai încape. Cred că apuc să și... De fapt, nu cred că mai apuc să vând, că se face târziu. Ia să... Dacă totuși am timp să vând astea toate. Repede, 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 repede și să și cumpăr acel hai... Așa târziu. Nu, nu, că am timp, am timp! Știu că sunt unii care pleacă mai târziu, dar nu și de data asta. Fuck! O să las asta aici. Dacă tot am venit până aici. Și le vând mâine. Bun, și mai am încă 5. Mergem înapoi. Ne băgăm la somn și mergem mâine să vindem restul și să vedem care a fost treaba cu, recompensa lui. Pa, pa, înapoi. Bă, intrăm în curte. Eu plecam la plimbare, n-am treabă. Deci nu-i poarta asta. Închidem. Uite, vezi, parcă altcumva arată curtea mea acum când e tuns iarba cel puțin pe lângă casă. Uite, pe aici frumos, vezi? Arată mult mai bine. Mie îmi pace. Îmi pace rău de tot. Hai să și dormim. 6:30 e suficient. Beau și o gură de suculeț. O gură mai mare, ce e drept că era mor de sete. E drept o gură cam mare de suc. Bun. Ăsta tot așa e, nu? Nu s-a transformat. Hai să-l luăm. Eventual mai am niște gunoaie la mine. Mai am loc în inventar, mai am. Hai să mai spun niște gunoaie de prin spate, de pe aici. A, uite pe aici. Niște gunoaie din astea. Am un raft stricat, vai de capul lui. Mergem să le vindem. Hai că ne putem teleporta cu ce avem aici. Este perfect. Bun, hai să vinem întâi iarba pe care am cosit-o. Uite și pe oamenii mi sunt prezenți la datorie. Uite ce căruță frumoasă are doamna asta. Maică-mi vine să o cumpăr. Dar n-am ce să fac cu ea. Salut! Tovarășe! Ia zi, cât îmi dai pe asta? Tot 4 îmi dai, fătute. Asta, nu te-ai întrebat și tu ce cu iarba asta aici? Așa peste noapte? Era a mea, am adus-o să-ți o vând. Eu ca ai animale, ca ai... Na. Ia zi, tată, cât te dai pe ea. Mamă, am 2500 deja bani. 2600 cu asta de vând acum. Aproape 2600. Mi-e foame, hai să mâncăm un măr. Și hai să mergem la sawmill să vedem care e treaba. Dacă sunt băieți aici și să vedem cât îmi dă pe surcele și dacă mai vrea sandvișuri. Că eu i-am dat sandvișuri, dar de dat înapoi el n-a dat nimica.
Și nu prea mi se pare un deal foarte bun. Ia să vedem. Salut! Mi-a dat lemn. Păi ce dracu să fac cu lemnul? Că ți-l vând înapoi, ești prost? De fapt, lasă că e bun pentru foc, îl iau. Pe surcele astea am dat și... Nu, dă nimica. Nu vrea surcele. Pe gunoi cât dai? 21. Hai că e bine. Tu? Nu vrea nimica? Nici ăsta nu vrea surcele din astea. Fire branch. Free fuel for the fire. Ah, pot să le pun în foc la mine. Păi bine, atunci plec. Revin când o să am topor. Să putem face combinații. O să mă duc și la așa, mă duc în pădure lângă ei, pac, le-am tăiat lemnele și le vând. Easy money. Easy money. Păi cine a închis poarta? Ah, cred că eu. Bă, dar ușa, poarta s-a închide odată pe interior, odată pe exterior, da. Deci e dată balamaua peste cap. Bun, hai să vedem dacă mai are porculetele ăsta mâncare, dacă nu se pun niște mere. Între timp hai să iau o gurică de apă. O gurică! În loc de guriță, mai invente și o cuvinte din când în când. Să-mi fie cu iertare. Porculeanu mai are mâncare? Are, că ăsta nu prea mănâncă porcul ăsta. Are mâncare aici căcălu, dar nu prea mănâncă el. Nu-i nimic. Dacă faci foamea, mă duc să pun aici la găinușe. Astea mai îmi dau ouă din când în când. Ce să vezi? Ia uite-le. Tot vorbeam de ouă. Dar câte unul acum, că n-au avut mâncare. Lasă că data viitoare dați câte 4. Așa sunt bune că pot să le fierb. Și sunt o sursă de proteină foarte bună. Ouăle fierte sunt extraordinar de bune, dar nu în cantitățile imense. Băi, ești prost, au și mâncat mâncare, ești nebun. Au lins-o. Și pe asta! Când dracu ai mâncat-o, porcule? Uite, am mâncat porc mâncarea instant. Bag un sandwich repede. Bag lemnele astea pe foc, stați că m-am amețit puțin. Hop! Ia. Nu aici, vreau să bag pe foc lemnele, ok. Să, mi se pun aici? Da, mă, se pun aici, le pun și pe astea. Perfect! Cine ar fi crezut? Păi, bun! Astăzi am făcut curățenie, am făcut și foarte mulți bani, am 2700 deja. Wow! Vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare, nu uitați să dați un like dacă vă place seria asta, să-mi lăsați în comentarii ce vreți să facem în următorul episod, pentru că eu țin cont de comentariile voastre. Și nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi pe canal și vă aduc aminte că mă joc și alte jocuri, așa că aruncați un like pe canal, am și câteva vloguri. O zi minunată, mulțumesc pentru vizionare și pentru like dacă ați făcut-o. Pa, pa!